În 2024 se împlinesc 100 de ani de când prima generație de absolvenți formați la Timișoara părăsea băncile școlii politehnice cu diploma de inginer. De-a lungul timpului, peste 140.000 de absolvenți au dus mai departe spiritul politehnicii și au adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea cercetării și a economiei nu doar în România, ci și pe alte meleaguri, calitatea de inginer format la Timișoara fiind o carte de vizită respectată și apreciată oriunde în lume. În anul alumnii, la 100 de ani de la absolvirea primei generații de ingineri, care încheie seria evenimentelor centenare ale Universității Politehnica Timișoara, este programată o serie de evenimente pentru întreaga comunitate. Iată că avem o săptămână plină în care ne adresăm atât studenților Timișoarei, dar și comunității prin ceea ce înseamnă tehnologia. Urmează pe final de lună, de fapt, la 1 iunie avem PoliKids Fest. Deja e o manifestare a Politehnicii ajunsă la trei ediție. Victoria, trebuie să spun, că a promovat-o de la început. Eu recunosc că nu am crezut că vom ajunge în 3 ediții din a doua ediție, nu credeam că o să ajungem atât de populari. După ce a organizat în aprilie Polybike Challenge, pentru a sublinia încă o dată importanța pe care o acordă sportului, Universitatea Politehnica Timișoara organizează în perioada 24-27 octombrie Timișoara City Marathon by UPT.